domnul Teodor Paleologu, candidat al Partidului Mișcarea Populară la alegerile prezidențiale, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Paleologu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Cum spuneam, sunteți candidatul PMP pentru cea mai înaltă funcție a statului. Cum vă pregătiți campania electorală? Foarte intens. Mai sunt mai puțin de 3 luni până la multe voturi. Pregătiri sunt în anii mei de studiu, în anii pe care i-am petrecut în afara țării, am trăit 19 ani în afara țării, am acumulat foarte multă experiență profesională ca universitar, de asemenea experiență internațională, experiență diplomatică, ambasador 3 ani în Danemarca și Islanda, ministru al culturii, de fapt asta e pregătirea mea și apoi de câțiva ani sunt pe cont propriu ca antreprenor și asta cred că este o foarte importantă pregătire. Adică antreprenor pe bune, nu abonat la contracte cu statul, ci total independent într-un domeniu extrem de sensibil și vital, și anume educația. Cred că partea asta de pregătire este cea mai importantă. Acum e doar vorba de ajustare pentru campanie, da? Constituirea echipelor, nu mai mult decât formalități, constituirea echipelor de consiliere, asta aveam deja făcut, pe de altă parte, știți, tot ce ține de campanie, fotografii, genul ăsta de lucruri, care sigur sunt parte din pregătire, dar grosul pregătirii începe probabil chiar în copilărie, să nu uităm alături de cine am crescut. Spuneați că ați fost plecată 19 ani din țară. Ce v-a determinat să vă întoarceți în România? Dacă spun patriotismul, mulți o să mă bănuiască de ipocrizie. Că așa suntem noi, nu avem încredere în lucrurile frumoase. Totdeauna ne bănuim unii pe alții. Am stat în Franța, după cum știți, 11 ani. Acolo am studiat, mi-am terminat liceul, am făcut toate studiile până la doctorat. Am predat în Statele Unite. 3 ani de zile am fost în America, în diferite locuri din America, Boston de 2 ori și University of Notre Dame, Harvard, Boston College, Germania apoi. În Germania am fost în 2 rânduri pentru doctorat și apoi ca profesor la Berlin. Și în sfârșit Danemarca, unde am fost ambasador și unde am învățat foarte mult. Cred că sunt idei importante care țin de viziunea mea despre politică și poate chiar despre rolul președintelui, care sunt inspirate din modelul danez. Este efectiv un model de bună guvernanță. Știți bine că am fost ambasador și apoi am avut posibilitatea de a candida în alegeri în 2008. Poate a fost o greșeală. Unii îmi spun că a fost o greșeală, că nu trebuia să fac politică, nu trebuia să mă întorc în România, dar totuși cred că destinul aranjează bine lucrurile și am o viață foarte frumoasă ca profesor în primul rând, fiind total independent, și acum este o enormă onoare de a participa la această competiție electorală și mai cu seamă în viitor de a veghea la destinele națiunii române timp de 5 ani, dar nu mai mult de 5 ani. Deci am putea spune că veniți și cu altă viziune, cea din afară. Cred că aș fi primul președinte care ar schimba maniera dâmbovițeană de a vedea lucrurile. Pentru că și Iohannis e de fapt foarte românocentric. Pe ce electorat vă bazați, în afară de cel al Partidului Mișcarea Populară? Pe un electorat de dreapta, dar nu numai. Cred că tipul de meu de mesaj inclusiv și onest, eu nu mint privind identitatea mea politică. Eu cred că și oamenii de stânga mai degrabă respectă un om de dreapta care este asumat și respectuos față de ei, decât pe unii care sunt vagi în poziționare. Sigur că mă bazez pe cei care au votat PMP în trecut, evident, ăsta e soclul de la care pornesc, dar mizez foarte mult pe electoratul Partidului Național Liberal, pentru că sunt candidatul cel mai legitim din tabăra liberală. Klaus Iohannis nu are niciun fel de legătură adevărată cu liberalismul românesc, pe când eu
de când mă știu, asta am fost. Și pe de altă parte, un electorat USR important, care se recunoaște foarte mult în ce am eu de spus, să nu mai uităm un lucru. Eu am fost dat afară din PNL pentru că am preconizat alianța cu Nicușor Dan. Eu sunt mult mai vechi în peisajul Nicușor Dan Salvați Bucureștiu decât Barna, care a apărut foarte târziu și l-a și eliminat pe Nicușor Dan din partid. Deci eu mă bazez pe un electorat variat și cred că pot aduna aceste aspirații diverse. Îmi înțeleg rolul ca cel al unui federator, al unui om care creează consens. Întâi pe dreapta, consensul care îmi va permite să acced la cea mai înaltă funcție în stat, și apoi, dincolo de asta, filozofia mea privind exercitarea mandatului de președinte e una a consensului. Am de gând să conduc prin consens, pentru că așa scrie în Constituție. Spuneam la începutul discuției despre pregătirile pentru campanie. Știu că este o perioadă de strângere de semnături. Ați început întâlnirile cu oamenii? Sigur că mergeți pe stradă? Încă pe stradă nu am fost, dar voi merge mâine. E prevăzut să merg în stradă, în București, apoi voi merge și la Iași și să particip la strângerea de semnături. E mai că seamă un semnal. Acum vă spun direct, acum 3 ani când am candidat independent, eu singur le-am strâns, da? Și am stat ore întregi în frig să strâng semnături. La Green Hours, acolo în curte și în alte locuri, am stat și am adunat semnături împreună cu fiul meu și cu încă câteva zeci de voluntari. Acum este cu totul altceva. E un partid care strânge semnături și de asemenea voluntari. Sunt oameni care nu au legătură cu PMP-ul, dar vor să susțină candidatura mea. Dar pe ce teme veți merge în această campanie? Pe temele din Constituție. Pentru că Constituția ne dă scheletul. Mi se pare că e foarte ușor să câștigi alegeri pe promisiuni, care după aia fie nu le respecti, fie le respecti și e cu atât mai rău. Asta este demagogia practicată de Viorica Dăncilă, care va lăsa un dezastru în urmă. Deci campania ei electorală este o ruină pentru statul român. Alții promit autostrăzi. Poți spune altceva, că stabilești acest obiectiv și apoi să veghezi la îndeplinirea lui. Spunea că sunt temele din Constituție, evident politica externă și de securitate, care este absolut fundamentală. Una din atribuțiile. Da, este chiar principalul atribut al președintelui în Constituție. Dar nu am de gând să fiu un președinte pasiv, cum este actualul președinte. Vreau să mă implic în marile domenii de interes pentru societatea românească. Unul dintre primele lucruri, poate chiar primul lucru pe care am de gând să-l fac ca președinte, este numirea unei comisii de specialiști cu ajutorul partidelor, a patronatului, a sindicatelor, pentru o strategie de dezvoltare a României pe următorii 20 de ani. Avem nevoie de continuitate. Fără continuitate, această țară se duce de râpă. Și cumva trebuie asigurată continuitatea. Și asta nu se poate obține decât prin consens. Vă vorbeam mai devreme despre modelul danez. Pentru mine e un model de inspirație suprem. Când eram ambasador acolo, s-a finalizat un asemenea proces prin care primul ministru Rasmussen, cel care a fost ulterior secretar general NATO, a ajuns la un plan pe următorii 20 de ani de reforme esențiale pentru societatea daneză. Niște specialiști, mă rog, un grup important de specialiști, au făcut sugestii, oamenii politici au selectat din această serie de propuneri, au implicat partidele, patronatul, sindicatele și au ajuns la un plan de acțiune pe următorii 20 de ani. Și s-au ținut de el, asta este esențial, s-au schimbat guverne de mai multe ori, ei dar s-au ținut de același planul respectiv. Asta vreau să fac și cred că asta este principala sarcină
pe care trebuie să mi-o propun ca președinte. Formularea acestei strategii de dezvoltare pe 20 de ani prin consens. Pentru că mai e un lucru. Președintele este diplomatul prin excelență, da? El este conducătorul diplomației, dar eu cred că e important să fie diplomat și în interiorul țării. Și diplomat pentru stabilirea unor obiective pe termen lung. Și vreau să fie foarte clar, eu nu vizez un al doilea mandat, tocmai pentru a fi credibil ca mediator. Pentru că atunci când ești mediator, dar ești totodată interesat într-un al doilea mandat, nu mai ești credibil. Deci să fie foarte clar, eu nu vreau un al doilea mandat, vreau să pun România pe șine prin stabilirea acestei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea țării. Deci să înțeleg că dacă va fi, dumneavoastră nu veți mai candida pentru un alt mandat. Nu, decât dacă mă vrea lumea din nou peste 10-20 de ani, dar nu. Cred că e o chestiune de eficiență. Dacă vrei să fii eficient pentru jobul pentru care ai fost ales, nu te gândești la următorul job. Trebuie să te concentrezi exclusiv pe ce ai de făcut. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Disoluția autorității statului se datorează faptului că președintele și primul ministru sunt competitori într-o luptă electorală. Și nu sunt ocupați de nimic altceva decât de aș băga strâmbe unul altuia. Cum ați tratat dumneavoastră fenomenul migrației în calitate de șef al statului? Migrația românilor în afară? Migrația românilor în afara țării este o problemă. O enormă problemă care se leagă de o serie de alte probleme din strategia de dezvoltare pe termen lung. Și anume faptul că România nu mai are forță de muncă. Nu mai are forță de muncă din punct de vedere numeric, da, sunt mai puțini pe piața muncii și din punct de vedere calitativ. Da, e o reală problemă economică, fără a mai vorbi de faptul că va crește din ce în ce mai mult ponderea pensionarilor în societatea românească. Sunt probleme extrem de grave cu care România se confruntă și care la noi au luat o formă acută, pentru că în alte țări există aceste probleme, dar forma pe care aceste probleme o au în România este acută. Un răspuns, da, care nu e propriu-zis o soluție la problemă, ci un paliativ, este dezvoltarea rețelei de consulate în afara țării, pentru că în fiecare an pleacă vreo 250.000 de români, ceea ce este enorm, ori nu s-a mai fondat niciun nou consulat de pe vremea lui Baconski. Da? Au trecut 8 ani și nu s-a mai creat niciun nou consulat. E nevoie de noi consulate în Italia, în Spania, în Franța, în Germania. Trebuie dezvoltată rețeaua de consulate, de asemenea în Statele Unite, în Canada. Și mai e un lucru, românii trebuie susținuți, apărați atunci când e nevoie, ajutați în afara țării. Nu putem să ne spălăm pe mâini și să ignorăm soarta lor, pentru că uneori nu e roză soarta românilor din afară. Uneori le e foarte greu acolo unde muncesc și cred că președintele este primul lor apărător. Dacă v-ați fi aflat în postura actualului președinte, domnul Klaus Iohannis, cum ar fi decurs colaborarea cu guvernul Viorica Dăncilă? În niciun fel, pentru că n-aș fi numit-o pe Viorica Dăncilă. Din ce motive? Este total incompetentă. Iar Iohannis a ales o soluție de facilitate, ca și în atâtea alte situații, ca să nu aibă probleme, ca să nu riște suspendarea, a numit o persoană absolut incompetentă, nulă. Deci, credeți efectivă. Că ar fi un deal, dacă aș putea spune, între cei doi? Sigur că se ajută unul pe altul. Sigur că și lui Iohannis îi convine să aibă un contracandidat atât de slab din partea PSD-ului. În turul 2 al prezidențialelor. Doamne ferește, eu nu-mi doresc un asemenea tur 2 care ar fi rușinos pentru România. Vă dați seama, două persoane care nu fac decât să citească de pe fițuici
este degradant pentru inteligența poporului român să asistăm la așa ceva. Dar care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai de temut, dacă aș putea să spun așa, contracandidat al dumneavoastră? Nu sunt contracandidații de temut, ci forțele din spatele lor. În orice dezbatere am argumente mai puternice decât oricare dintre contracandidații din cursă. Iohannis, Dăncilă, Barna, Mircea Diaconu, Funar, cine mai fi. Însă e vorba de banii din spatele lui Iohannis. Nu vedeți ce meșuri enorme sunt pe blocuri, da? Sunt pe 6-7 etaje cu figura lui Iohannis sau de asemenea meșuri enorme cu Dăncilă. Este o bătaie de joc. Da? Banii românilor se duc pe această orgie de publicitate electorală care pur și simplu ne sfidează. Eu nu am văzut în nicio altă țară asemenea dezmăți de propagandă electorală. Și banii românilor se duc pe aceste porcării. Lumea nu știe, poate, dar sumele care se plătesc pentru către partide sunt enorme. Sunt de acord cu finanțarea partidelor de la bugetul de stat, dar vorbim de sume colosale care sunt tocate pentru pe această propagandă de electorală prin care ni se prezintă persoane nepotrivite pentru funcțiile pe care le dețin ca fiind salvatorii națiunii. Deci spuneați că nu aveți un contracandidat de care să vă temeți. Nu persoane, nu păpușile, ci păpușarii. Oamenii din spate. Da, păpușarii ăia sunt într-adevăr de temut pentru că sunt forțe foarte viguroase care și-au dovedit în trecut și forța și nocivitatea. Vorbiți aici și de servicii? Nu m-aș băga în asemenea speculații. Las altora grija de a face speculații pe tema serviciilor. Nu, eu nu cred că serviciile pot fi determinante într-o alegere. Sigur, există la unii tentația de a-și băga coada unde nu le fierbe oala, mă rog, nasul unde nu le fierbe oala, dar nu, n-aș exagera totuși dimensiunea aceasta. Nu, vorbim de interesele din spatele candidaților și, evident, sigur, e vorba și de aparatul de partid care contează din punctul ăsta de vedere. Dar, vedeți, e un interesant. Și ceilalți candidați au, mă rog, ceilalți candidați mai importanți, au o reală problemă cu propriul lor partid. Iohannis a fost o lipeală în PNL, e un corp străin, n-are legătură cu PNL-ul și nici cu liberalismul, iar Viorica Dăncilă este și ea exponentul unei clici din PSD. Da? Este clica Dragnea, de fapt un grup infracțional din jurul lui Dragnea și ea este marioneta unui infractor care acum se află în închisoare. Eu nu cred că PSD-ul se rezumă la așa ceva. Ar fi foarte trist pentru PSD. De asemenea, conglomeratul USR Plus nu se recunoaște în întregime în personalitatea și proiectul lui Barna. De altfel, există și discuții în partid. Sigur că da. Și trebuie să vă spun ceva, că din punct de vedere procedural, Cosette Chichirău are dreptate. Într-adevăr, nu este normal să organizezi un congres care să-ți asigure șefia partidului, indiferent de rezultatul de la alegerile prezidențiale. Da, nu vreau să-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala, doar constat că procedural Cosette Chichirău are dreptate. Dar cum vă explicați ascensiunea aceasta USR Plus, o alianță nouă apărută pe scena politică, care iată a devenit a doua forță politică din România? E firesc ca oamenii să-și dorească ceva nou, evident. Eu am mare simpatie pentru această forță nouă care a apărut în societatea românească. Cum vă spuneam mai devreme, a fost foarte apropiat de începuturile USR-ului. Am votat USB în trecut, l-am votat pe Nicu Șordan, am votat USB, am legături de prietenie, nu doar așa de amiciție în lumea politică, de reală prietenie cu oameni din USR, cu Clotilde Armand, cu
Cristian Zeidler, care a venit și la cursuri de ale noastre la Casa Paleologului, sau Mihai Guran de la sectorul 1, sau domnul Vaspuh de la sectorul 2, deci îi cunosc foarte bine și îmi sunt apropiați. Deci mă bucur de apariția acestei forțe noi. Însă, așa cum am spus-o de multe ori, este o forță nouă fără o busolă ideologică clară. Și nu e o noutate ce spun acum, o spun de prin 2016, înainte de alegerile parlamentare. Mereu am atras atenția prietenilor useriști că nu au o busolă. Vă referiți la un program? Da. Ori eu știu din experiență, nimic nu este mai grav pentru un partid decât să ajungă la putere fără să știe exact ce are de făcut. Avem acum și un candidat atipic la aceste alegeri, Mircea Diaconu, care, iată, vine din zona de actorie și este susținut de două partide, Mai Nou, Pro-România și ALDE. Cum vedeți dumneavoastră candidatura aceasta, repet, atipică la alegerile prezidențiale? Da, nu persoana lui mă interesează aici, ci faptul că două partide parlamentare conduse de doi foști prim-ministri n-au fost în stare să genereze o candidatură substanțială. ALDE nici n-ar avea acum cu 5%, sub 5%. Nu știu, vă spune ceva actorul Coluche din Franța, care își anunțase candidatura la prezidențiale? Nu, din păcate. El avea haz, într-adevăr, Coluche. Cam așa este situația actuală. Atâta numai că, de fapt, nu prea mai vine să râd văzând atâta neseriozitate. Adică, la ce vă referiți? Neseriozitatea din partea domnului Diaconu la partidelor? Domnul Diaconu e cum e, dar faptul că două partide parlamentare îl susțin este absolut rușinos pentru cele două partide. Dar îl vedeți potrivit pe domnul Diaconu sub pentru nicio prezidențiale? Formă. Nu. Ar putea fi, iată, am avut precedentul Ucrainei. Bun, în primul rând eu nu cred că trebuie să imităm Ucraina. Pe de altă parte, președintele Ucrainei e un om care avea un show al lui. El nu era doar interpret strălucit de roluri de prost, ci avea propria lui concepție. Da? Este un om care genera conținut și generează conținut. Dar vă spun, nu trebuie urmate neapărat exemplele din alte țări și nu cred că Ucraina e neapărat un model de, de democrație. Pe final, aș vrea să abordăm un subiect mai sensibil, aș spune eu. Este evident că România are o problemă cu corupția la nivel înalt, dar avem o problemă și cu mica corupție din spitale, din școli, în poliție, de ce nu? Este românul mai tentat decât alte națiuni să tolereze această corupție, fie ea și la nivel mic? Da, din păcate, da, există o schizofrenie față de problema corupției. Oamenii se plâng de corupție, dar după aia, pe de altă parte, o acceptă și o tolerează. Eu cred că e foarte și important. Și o văd și ca o nevoie. Eu cred că e foarte important să explicăm faptul că nu e un păcat minor. Corupția este ucigătoare pentru o societate. Realmente este letală, este toxică și trebuie lovit tare. Este necesar ca averile ilicite să fie confiscate. Cum am putea diminua acest fenomen al corupției? Sunt două aspecte. Una este politica penală și, cum vă spuneam, confiscarea averilor ilicite. Sunt aspect esențial. Pentru că degeaba ții la închisoare 2 ani un mare mafiot pe care l-ai prins cu un fleac. Pentru că în multe situații asta am văzut, da? O panoramă la televizor, un mafiot notoriu e prins cu ceva mic, băgat un an de zile sau 2 ani maximum la răcoare, după care iese și își vede bine mersi de banii furați, de milioane, zeci de milioane, sute de milioane furate. Așa ceva este o bătaie de joc, da? Deci e nevoie de confiscarea averilor licite. Pe de altă parte, politica penală nu este suficientă. Corupția are cauze și una dintre cauzele corupției, în viziunea mea, este excesul de reglementare. Românii sunt specialiști, statul român, nu românii, statul român este specialist în suprareglementare.
Încercați dumneavoastră să deschideți o mică, cum să zic, o mică afacere, o cafenea, un mic restaurant și veți vedea cât de reglementat este în România. Rezultatul, vine inspectorul, așa zicând, să vadă cum stau lucrurile, vă găsește ceva în neregulă și trebuie să dai șpagă pentru a putea supraviețui. Asta este realitatea. Există o legătură strânsă între suprareglementare și corupție. Suprareglementarea alimentează corupția. Da? Deci avem două aspecte diferite. Pe de o parte, politica penală, suprimarea corupției și confiscarea averilor ilicite, întărirea DNA-ului, deci toate aceste aspecte esențiale, dar trebuie lucrat și la cauze, nu doar la combaterea efectelor, da? Cauzele care generează corupție, suprareglementare, lipsa de libertate în domeniul economic. Și evident, peste toate, este educația. Educația asta cu care să începe întreb. Și se termină totul, în viziunea dacă mea. Dacă se poate schimba mentalitatea. Sigur că românilor, da. E vorba de mentalitate, numai că o mentalitate nu se schimbă repede. Ia timp să schimbi mentalitatea unui popor și, de-al minter, să înțelegem, nici nu trebuie să schimbi totul. România nu e o țară defectă în mod funciar, să spunem. Dar sunt lucruri care trebuie într-adevăr schimbate. Ia timp. Însă, așa cum vă spuneam mai devreme, eu mă înțeleg rolul ca cel al unui președinte care pune România pe șinele potrivite. Fructele se vor vedea mai târziu. Efectele acțiunii mele se vor vedea unele imediat, altele pe parcursul mandatului, iar altele după mandat, poate 5 ani mai târziu, 10 ani mai târziu, cu condiția evident ca România să continue pe șine bine stabilite și pe care nu le stabilesc eu da, din Olimpul înțelepciunii mele, că nu sunt un om arogant, eu ascult, eu cred un lucru. Și asta m-a învățat, de fapt, cariera de profesor în America, în Franța, în Germania, în Danemarca, să ascult. Un bun profesor nu e unul care vine și vorbește și știe, le știe el pe toate și dă lecții la toată lumea și note. Asta e o reprezentare stupidă a meseriei de profesor. Un profesor, în primul rând, trebuie să asculte, un profesor trebuie să pună întrebări, să medieze dialogul din clasă, din grupul pe care îl îndrumă și, sigur, să stabilească niște principii, să clarifice atunci când este nevoie. Un președinte învățător nu e unul care dă lecții, ci unul care ascultă, care pune întrebări, care orientează discuția și, mai cu seamă, creează consens. Domnule Paleologu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și pentru această discuție pe care sper să o mai avem și în campanie și plăcere. După campanie. Vă mulțumim. Cu mare plăcere. Mulțumesc și eu.